Bine ați venit! Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Metusalem a trăit 969 de ani, iar astăzi, dacă ajungem la 80 de ani, spune că am trăit mult și bine. De ce? În Genesa, capitolul 6, ne spune: Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Din pricina păcatului, Dumnezeu a început să scurteze viața omului. Imaginați-vă cum ar fi fost ca Hitler sau Stalin să fi trăit 900 de ani. Cât rău ar fi făcut aceștia. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că putem ajunge chiar până la 120 de ani și chiar în firea aceasta păcătoasă. De aceea nu vă mulțumiți cu 80 de ani, ci țintiți peste, fiindcă asta spune Dumnezeu. Pe curând!